O scrisoare de pe vremea întâmplărilor povestite mult mai târziu de scriitorul francez Maurice Druon în celebra carte Regibile Semați se află la arhivele statului din Iași. Scrisoarea este scrisă cu cernală vegetală pe pergament și poartă semnătura unui cavaler francez. Arhivele naționale din Iași sunt a doua mare arhiva țării, atât ca vechime cât și ca mărime. Avem aici peste 400 de pergamente pe piele de vițel, iar dacă ar fi să punem toate aceste cutii una după alta, am avea aproape 18 km de documente, de la Iași până la uh, Podoilai. Tot aici se află unul dintre cele mai vechi documente din țară, o scrisoare din secolul XIV. Scrisoarea parte semnătura și sigiliul unui mare cavaler. Aceasta este o scrisoare a unui cavaler francez de la 1362, scrisă în uh, franceza medievală, veche, cea de dinainte de crearea limbii franceze literare în uh, în jurul dialectului din Ile-de-France, este o scrisoare cu caracter comercial și care, evident, este scrisă cu cerneală vegetală pe pergament. Scrisoarea este un document care a fost cumpărat de un fost director al Arhivelor Naționale din Iași. Celor mai în vârstă care știu cine a fost Maurice Drouon și cartea sa celebră Regii Blestemați, iar celor mai tineri care se uită la televizor și știu de un serial inspirat din această carte monumentală de istorie, anume Game of Thrones, ei bine, această scrisoare este din acel timp. Acesta nu este singurul document important aflat în depozitele Arhivelor Naționale. Celebrul timbru, cap de băur, sigilii de pe vremea lui Ștefan cel Mare, dar și multe alte documente se află în sertarele instituției.